V-ați așezat jos, suntem. No. Sus! Sus! Dar o să vreau un lucru foarte simplu și pentru domnul fotograf o să fie un pic mai dificil. O să vă rog frumos să faceți un rând, un singur rând. Unul în spatele celuilalt. De ce? Pentru că altfel, la exercițiul ăsta, cineva o să trișeze, ceea ce nu e corect. Deci un singur rând înseamnă toată lumea, da? Că la carne nu se stătea pe două rânduri. Chiar dacă e mai în față, chiar dacă e mai în spate, ce se o să fie. Și acum, mă vede toată lumea, eu mă bucur. Am să spun ce vom face și o să vedeți de ce am preferat să fim un singur rând. Da? În primul rând, pe cel din față, o să-i faceți un mic masaj la el. Nu de-a păcat, ați dansat acum și aveți grijă cum faceți, că vi se întoarce. Da? Și acum poți să faceți așa, 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 așa. V-ați mai destins așa un pic? Da. Ok, ok, ok. Nici s-a dormit. Am a face exact pe dos. Ne întoarcem 180 de grade. Și acum vom face mișcarea pe dos. Ce ați primit? Aia aveți dat sau imați? Merge, merge, merge. Și acolo în față merge. Poți să mai stai încă 10 minute? Da, da, da. Că deja 7 au primit. Gata. Așa. Și acum o să vină și o să vedeți voi că s-a făcut o coadă. Și la coadă vine și unchiul Vasile și zice: băi, băi, petița tati, ce se dă aici? Ce se vinde? Ce se vinde? Hai să luăm și loc, ca altfel o să stăm până la coadă. Se vinde vârsta! Dacă ne-am pus întrebarea ce se vinde, am să vă pun aceeași întrebare. Ce se vinde? Sau mai bine zis, cum poți să vinzi? Și tocmai am venit dintr-o călătorie săptămânile trecute, în vacanța copiilor, mai precis. Am fost la Disneyland, unii știu. Și m-a fermecat foarte mult povestea care este în spate a lui Disney, Walt Disney. Știați că el la Paris are... La Paris, la Paris, că fie mai aproape, să nu muncim mult. Și știați că este cel care are cele mai multe premii Oscar, 22? Da. Mersi frumos. Eu n-am știut. În schimb, am aflat și povestea legată de parcul de distracții, foarte pe scurt. Omul se ducea, avea două fete, se ducea cu ele într-un parc. Și zice, bine, mă, mergem în parc, avem de distract leagăne, chestii de genul ăsta. Dar ce-am putea face să ne distrăm și noi, ca adulți? De acolo a venit ideea. S-a luptat foarte mult timp să fac acest parc de distracții. Și ce m-a frapat cel mai mult, ok, ce e în el, fiecare, dacă are posibilitatea să ajungă măcar o dată în viață, sfătuiesc, nu vă puteți imagina cum oamenii la ora 10 noaptea, cu copiii mai mult adormiți decât treci, stau și se strâng într-o zonă și pur și simplu, în momentul în care ajunge să fie 10 noaptea, pe celebrul castel care aproape toată lumea îl știe măcar, se proiectează un spectacol. Un spectacol atât de frumos, atât de creativ, atât de spectaculos, încât, credeți-mă, pe mine ca adult, am reușit să stau o dată și am mai vrut să vin a doua oară să mai văd încă o dată. Dacă vreți și aveți curiozitatea, pe YouTube există varianta lui. Se cheamă Disney Dreams și pur și simplu are 20 și ceva de minute. Să-l vedeți. Atmosfera care se creează acolo este senzațională. Și mă gândeam de ce există atâta lume acolo și de ce oamenii se îmbulzesc
că e vacanță, că nu e vacanță, că nu contează, ăla e plin parcul ăla. De ce? Are o poveste. Și povestea aia este incredibil de bine făcută. Are și vechime. Dar, cu siguranță, n-aș fi mers a doua seară să văd acela spectacol. Și asta mi-a dat de gândit și m-am gândit clar, o poveste bună vinde. O poveste care implică toate simțurile noastre, cu siguranță vinde cel mai bine. Și în afară de o poveste, ce mai vinde? Vinde un zâmbet. Un zâmbet pe care, în momentul în care îl afișez, pur și simplu, oamenii sunt fermecați. Și am să vă spun o poveste foarte scurtă. Un tip vrea să-și cumpere o mașină. Se duce el la concesionarul din colț și în colț acolo găsește ghisce. O fată frumoasă, zâmbitoare. Și omul zice, ok, vreau să cumpăr. Și ghisce a cumpărat. Zâmbetul vânzătoare, pentru că după colț, când s-a dus și a plecat cu mașina, mașina s-a oprit. Și pur și simplu, nu prea era de valoare mașina, dar el a cumpărat un zâmbet. Era cât pe ce, pe aproape să se întâmple și lucruri de genul ăsta. Nu vreau să dau mai multe detalii, sunt și persoane mai mici în sală. Bun. Și în afară de zâmbet, în afară de poveste, care credeți că e al treilea element care vinde? Și vinde fantastic de mult. Și vi se întâmplă și vouă. Apropo, cine lucrează în vânzări? Aura, așa? Așa. Dar oricum, fiecare dintre noi, sub o formă sau alta, vinde. Că ne vinde pe noi, că vindem ceea ce facem, orice, dar noi vindem aproape în fiecare zi. Gândiți-vă la lucrul cel mai greu de obținut, totuși, liniștea. Liniștea noastră sufletească. Momentul în care ești liniștit și în care de cel mai multe ori nici nu-ți pui în cap să vinzi ceva, ghiși ce se întâmplă. Ce vinzi? Vinzi. Deci liniștea noastră, pasiunea noastră, vinde fără aproape să faci ceva. Da? Și dacă până acum am vorbit despre, puteți să-mi spuneți voi despre ce am vorbit, despre o poveste care vinde, despre un zâmbet și despre liniștea noastră, domnul Vasile, unchiul, și-a dat seama, oul vinde. Așa că îndemnul meu este, luați ouăle și vindeți în fiecare zi. Mersi frumos!